Mi-a spus odată cineva într-o discuție, părinte, sunteți fanatic. Nu înțeleg în ce constă fanatismul. Dar dumneavoastră, la vârsta dumneavoastră, mai credeți cu oamenii, mai pot crede prostiile astea care le spuneți la predică, cineva mai ține cont de ele? Și am spus, dar eu nu le spun cu scopul de a ține cineva cont de ele. Eu le spun cu scopul de a ști oamenii că există și un alt mod de informare care te poate scoate dintr-o criză sufletească și personală și te poate pune pe un făgaș bun. Și într-adevăr, va fi o problemă. Când persoanele care astăzi au peste 50 de ani, oameni conservatori de mâna a doua, să spunem, care au trecut de prima vârstă, nu vor mai fi, într-adevăr, și biserica va trece printr-o mare transformare spirituală, chiar și administrativă, poate chiar și teritorială și geo-existentă, prin faptul că nu este exclus ca în 50 de ani de aici încolo să le găsești și câte o destinație lumească. O librărie, o discotecă, o cofetărie, un club sau cu totul altceva ce va fi nevoie la vremea respectivă. Pentru că lucrurile spre așa ceva merg. Adică atâta timp cât oamenii și-au dat seama că a crede în Dumnezeu este o întoarcere în timp, înseamnă o înapoiere mentală, înseamnă o involuție, a crede în Dumnezeu înseamnă un primitivism, a crede în Dumnezeu înseamnă a nu te așeza în ton cu nou, a crede în Dumnezeu înseamnă a te lipsi de tehnologia modernă, a crede în Dumnezeu înseamnă a nu te alinia la ceea ce oferă societatea mondială și globalistă în care trăim, și atunci sigur că lumea trebuie să se alinieze în trendul în care merg fiecare. Reclama care e mama comerțului va ști, cum spune Scriptura, că la vreme de apoi vor ieși propovăduitori și hristoși mincinoși care pot să înșele pe cei aleși și să-i rătăcească. Dar asta e situația. Deci noi nu ne putem pune de-a curmezișul. Una din prorociile a Sfinților Părinți, într-adevăr sănătoasă, și în aia cred mai mult ca în altele, spune așa, că nu va mai fi Sfânta Liturghie pe pământ, sfârșitul este aproape, adică sfârșitul va veni. În asta cred. Vocația spre preoție, vocația spre rugăciune, vocația spre sfințenie, vocația spre feciorie, vocația spre familia normală, familia ideală, soț, soție, frumoși educați, frumoși crescuți copiii, într-adevăr este din ce în ce mai rară. Și atunci sigur că vom culege și roadele acestei nevrednicii ale noastre. Dar să nu uităm că sfârșitul lumii nu l-aduce Dumnezeu. Sfârșitul lumii l-aducem noi, oamenii. Când nu vom mai vrea să ne numim lume, nu vom mai fi lume. Când nu vom mai vrea să ne numim biserică, nu vom mai fi biserică. Când nu vom mai vrea să fim turma lui Hristos, nu vom mai fi turma lui Hristos. Și când nu vom mai vrea să fim creștini, nu vom mai fi creștini. Deja de multe ori întâmpin explicații de genul ăsta și nu sunt puține, cred că cel puțin 10 anul trecut, am întrebat, da, văd că întârziați să botezați copilul. O, dar nici nu avem de gând să-l botezăm. Zic, dar de ce faceți lucrul ăsta? Să-și aleagă el religia când va fi mare. Păi zic, da, mă, băiatule, dar lipsește darul Duhului Sfânt. Îl lipsește împărtășanie, îl lipsește lumina botezului. Nu-l poți face vas sfințit al lui Hristos. Lasă-l pe Hristos să stea acolo și de va vrea copilul tău, îl va scoate el afară din el. Nu, 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 nu. Uitați-vă în Occident cum gândesc ceilalți de altă religie. Se botează când sunt mari. Eu sunt ortodox, așa m-a botezat mama mea, nu-mi schimb religia, dar eu copilul meu nu-l îndoctrinez. E deja un pas. Nu spre problema dacă îmi pui tu chip sau îmi scoți tu chipul. Aia e frecție la piciorul de lemn.
Eu și dacă am chip pot să fac cruce și dacă n-am chip tot pot să fac cruce. Dar dacă n-am credință, nu fac nici cruce, nu cred nici în Dumnezeu, nu cred nici în dreapta credință, nu cred nici în Hristos, nu cred nici în întrupare, nu cred nici în botez, nu cred nici în înviere, nu cred nici în Euharistie, nu cred în nimic. Deci eu sunt exact ca un bolovan din munte pe care îl despici și îl pui în fața porții și nu spune nimic. Stă acolo că acolo l-ai pus tu. Ei, așa ne formăm noi lumea modernă și e o problemă fundamentală care frământă societatea, chiar dacă la nivel de societate se pare că nu se vede. Ca cel care am contact cu foarte multe persoane și cu foarte multe idei și cu foarte multe soluții și cu foarte multe sugestii, citesc sugestia fiecăruia și m-am învățat acum, nu mai stau să pierd vremea. Înainte stăteam și explicam ore în șir și când terminai de scris câte 10 mesaje pentru o problemă, spuneam, da, dacă cu tare lucru e așa și nu e așa și iar ar fi trebuit să scrii 10 mesaje. Acum răspund simplu, vă rog să citiți Psaltirea, vă rog să citiți Paraclisul, vă rog să vă spovediți, vă rog să vă împărtășiți, vă rog să mergeți la biserică și răspunsul este unul pe care îl și aștept. Chiar număr și zâmbesc și aștept când le primesc să văd dacă m-am înșelat. A, părinte, dacă mă luați cu din astea, n-am rezolvat nimic. Am crezut că îmi spuneți ceva mai nou. Da, aș putea să-ți spun, nu te mai ruga, nu mai citi Psaltirea, nu te mai spovedi și nu te mai împărtăși. Pentru că atunci sunt sigur că ești mulțumit. De ce? În momentul când un creștin trebuie să lucreze în via lui Dumnezeu, el fiind propriul butuc care trebuie să dea strugurile și vinul credinței lui, să-l pună în slujba lui Dumnezeu, el, sufletul lui, să-l curețe, atunci este foarte greu. Deci credința este un ceva care animează. Credința e ceva interesant, de exemplu, dacă se sfințește o biserică, să trecem toți prin altar, dacă e un ram, să fim și noi acolo toți prezenți, că e frumos, că e lume multă, în restul vorbă goală și pierderea vremii. Ei nu. Credința înseamnă faptă concretă pusă la picioarele lui Dumnezeu. Și Marta, care era Marta, se silea să facă multe. Că așa spune. Și Marta s-a apucat să facă o spăț mare, s-a simțit dezavantajată de Maria, care sta la picioarele lui Iisus și asculta cuvintele lui, și a venit și a zis, păi, Doamne, da, sora mea m-a lăsat singură să slujesc, roagă să vină să-mi ajute. Și Mântuitorul ne-a spus, du-te și o ajută pe sora ta. I-a spus exact ceea ce vă spun și eu vouă. Maria, partea cea bună și-a ales care nu se va lua de la ea. Dacă vom învăța în viața personală să facem întâi dimineața 3 mătăni și un Tatăl nostru, dacă nu măcar de 3 ori Tatăl nostru, sau Împărate Ceresc, sau rugăciune de dimineață, sau un acatist, dacă avem evlavie, lucrurile nu se vor schimba în bine. Dacă vom face lucrul ăsta, vom vedea că viața noastră ia o altă turnură. Dumnezeu păzește planeta. Dumnezeu ne dă aerul, Dumnezeu ne dă viața, Dumnezeu ne dă sănătatea. Și am avut într-o zi o discuție cu un domn bine înfipt. N-am contestat niciodată funcțiile, dacă vreți să mă credeți, eu îi respect și pe regi, și pe miniștri, și pe deputați, și pe senatori, și pe miliardari, că cine or fi ei, nu mă interesează persoana lor. E treaba lui, dacă a putut el să înnoate până acolo și să se scalde într-atâta fericire, e treaba lui. Dar, abordându-mă, mi-a zis, părinte, vi se pare normal în calitate de preot să vedeți atâta lume necăjită și numai o mână de oameni să trăiască bine? Păi zic, da mă, trăiesc bine cei care le este bine și trăiesc rău cei care le este rău. Care-i treaba? Da, părinte, dar nu vedeți, zice, câtă lume se chinuiește? Zic, da, eu am observat altceva, fratele meu. Zic, nu știu ce ai observat tu.
El, de fapt, încerca să mă îmbârlige. Eu știam ce vrea el, să-mi explice cât bine poate face el din funcția care este, că știi, odată la câțiva ani, mai trebuie să dai cu ștampila și îți trebuie gargaragii. Pune ștampila pe ala, pune-o pe Moș Crăciun. Și i-am spus, frate, pentru mine este o mare enigmă și nu reușesc să mi-o explic. Cum îți explici că miliardari din ăștia putreți de bani și de viață mondenă mor la 50, 60, 70 de ani și nu mai au ce face, nu mai știu ce să facă cu banii lor, dar nici nu știu să se trateze, că Dumnezeu nu le dă soluția și mor, rămân miliardele zăzut, după ce mor, fac caritate la nu știu ce case de copii, dar fă-le cât ești viu caritățile, nu le fă după ce ești mort, că dacă nu le-ai făcut tu viu, nici după moartea ta banii aia n-ajung niciodată, nu-i vrut tu să ajungă, alea-s doar povești. Banii aia sunt prăște, să sifonează.